Salut, eu sunt Cornel. Astăzi o să vă fac un scurt review la o piesă destul de păcătoasă a pistolului de la Taran Tactical Innovations Army Armament. E o replică foarte mișto, foarte reușită, însă are o mică bubă la piesa asta. Aici. Da? Chestia, dacă v-a scăpat un pic pe jos, pa la revedere, s-a spart. Este vorba despre buza încărcătorului. Eu am reușit să găsesc o piesă de schimb compatibilă. Nu este originală Army Armament, însă funcționează de minune. Și este vorba despre buză încărcător pistol KP08 de la KJV, cod produs 4540. Și arată astfel. Este identică cu această piesă. Și o să vă arăt cum să o înlocuiți. A, deci chestia asta a crăpat de la o simplă căzătură de la, nu știu, 10-15 cm. S-a spart și încărcătura a devenit completely useless, ca să spunem așa. Deci, ce avem de făcut? Avem nevoie de o șurubelniță mică, ceva în genul ăsta, da? Care e ascuțită, mă rog, îngustă, nu ascuțită. Și avem aici un pin, da? Aici. Acum, nu știu pe ce parte va ieși mai ușor, hai să încercăm pe partea dreaptă, împingem pur și simplu pinul și în același timp ținem apăsat pe buza încărcătorului ca să nu, odată ce a ieșit acest pin, să nu sară. No, hai să încercăm pe partea dreaptă. Pe aici a ieșit foarte ușor, a se vedea, da? Ținem cu degetul presat pe buza încărcătorului, pentru că altfel va ieși împinsă de acest arc. Am scos pinul, avem grijă de el, să nu-l pierdem. Și mutăm mâna, lăsăm de arc în jos. Am scos piesa în cauză. O să lăsăm arcul ăsta să-și facă de cap până pe aici. Ok. Asta este piesa veche. Scoatem garnitura încărcătorului. Ok, piesa veche. Am aruncat-o. Piesa nouă. Identică. Aveți grijă ca garnitura asta să nu fie niciodată uscată. Trebuie să aibă, să fie un pic unsă cu ulei siliconic. Am pus garnitura. Și acum o luăm invers. Lăsăm arcul în jos. Aveți grijă să nu zboare asta. Da? Sper că se vede clar, nu este mare inginerie, este un schimb foarte rapid și foarte ușor și funcționează instant. Ținem presat pe buză, luăm pinul, vedeți că pinul are un capăt striat. Băgăm pe partea dreapta încărcătorului cu capătul striat în deget, da? Înspre noi. Așa. Presăm foarte puțin cu șurubelnița. Și gata. Avem un încărcător funcțional din nou. Când alimentați cu bile, aveți grijă să nu vă scape arcul și să dea în această buză, pentru că, surpriză, se va sparge din nou. Victorie! Asta a fost tot. Aveți grijă de replicile voastre pe data viitoare. Salut!